Bună dimineața, Natalia, bună dimineața, Răzvan. Deja am început sportul de dimineață și uite, mă aflu aici alături de două domnișoare superbe, Roxana Vancea și Ioana Filimon, Miss România din 2016, care astăzi ne vor învăța câteva exerciții prin care să ne tonifiem corpul și să arătăm să ne simțim foarte bine în corpul nostru. Bună dimineața, ce faceți, cum vă simțiți? Dimineața, am venit să ne antrenăm, nu? Așa. Foarte energice, cam fiecare dimineață. Spune-ne un pic, ce o să facem noi aici ca să știe lumea de acasă ce fel de exerciții vom face? Vor fi exerciții cardio, exerciții cu greutăți? Da, o să facem un circuit cardio, nu folosim greutăți, maxim două gante de câte un kilogram, o să folosim greutatea corpului. E un circuit pe care eu îl recomand atunci când trec sărbătorile și oamenii încearcă să își revină la forma inițială. Niciodată nu-mi iau elevii pe grupe musculare. De obicei, antrenamentul în sine are două grupe musculare, adică lucrăm, nu știu, picioare și fesier, să zicem. Atunci când vin dintr-o vacanță, dintr-un concediu din ăsta după sărbători, facem un circuit cardio ca să nu facem febră. Deci avem nevoie să, dacă lucrăm doar două grupe, o să facem o febră musculară și mâine nu mai ridicăm din pat. Cardio, așa tot lucrăm corpul, tot corpul, da? Și fiind combinat cu cardio, nu facem febră, pentru că atunci sângele este pus mereu în mișcare și nu facem nici febră musculară. Și acest circuit este destinat doar doamnelor și domnișoarelor care vor să slăbească sau și pentru cele care nu, vor să pună un pic de masă? Pentru masă nu, este pentru tonifiere și pentru slăbit. Pentru masă musculară avem nevoie să facem exerciții ceva mai hard, ceva mai greutăți, cu greutăți. Și e vorba și de alimentație foarte mult, că nu poți să fii doar din... Să facem uite, chiar asta vreau să te întreb. Ce mănânci tu? Cum arată o zi din viața ta? Ce mănânci tu de dimineața până seara? Și după aceea să te întreb și pe tine, pentru că mi-ai spus că noroc de Roxana, că... E colega mea de apartament, mâncăm același lucru. Asta e, acum locuim împreună, așa că ce mănâncă ea, încerc să mănânc și eu să încerc să totuși să arăt un pic ca ea, că e... Na. Ar trebui un pic. Părerea mea, arătați foarte bine, n-aveți nevoie de sport. Dar mă rog, nu e părerea mea. Are noroc un genetic foarte bun, trebuie să se chinuie foarte mult în alimentație, dar avem nevoie pentru textura pielii, pentru celulită și pentru problemele astea hormonale cu care ne confruntăm noi, în general, femeile. Mâncăm foarte multă proteină, fibre, adică legume, salate, fructe, albușuri, este cea mai bună proteină. Câte mese pe zi ai? Cantitatea a 3 mese împărțită în 5. De ce este important să o, așa, să o sacă des? Pentru că rata metabolică doar așa se crește. Cantitatea a 3 mese împărțită în 5. Adică ai nevoie să mănânci foarte des. Corpul nostru, ca să ardă ceea ce mâncăm, noi ardem încă pe atâtea calorii. Noi trebuie să-i dăm mereu lui de lucru, adică ca să ardă în permanență. Atunci când este foame, chiar dacă tu îi dai ceva sănătos, corpul își depozitează. Tu dacă mănânci din 3 în 3 ore, nu ai timp să ți se facă foame. Și atunci el doar își face rata metabolică, procesul ăsta de chetoză, de arderea grăsimilor. Uite, ce ar putea domnișoarele de acasă care ne urmăresc să mănânce sau să-și construiască așa un regim alimentar pentru cele care nu au timp, să zicem, să petreacă atât timp cât dedici tu sălii, cât dedici tu mâncării? Ce ar putea să mănânce ca totuși să se simtă bine în pielea lor și să poată face sport, să aibă energie? Păi, nu prea, asta e singura variantă. Carne, legume, frunze. Nu prea ai ce să mănânci altceva și să fii slab. Nu știu, eu nu pot nici pe partea asta cu veganismul. Adică să mănânci proteină vegetală, trebuie să mănânci cantități industriale ca să compenseze cu aia animală. Așa că eu sunt pentru carne. Într-adevăr, carnea la noi este plină de hormoni și de antibiotice și așa mai departe, dar poți să eviți să mănânci, nu știu, pește, ceva mai puțin sănătos. Sau de la carnea bunica. de la țară, asta vreau să întreb. Da, asta da. Și foarte mult sport. Foarte mult Hai sport, să începem da. Atunci, dacă e vorba de foarte mult sport, deja noi simt ne-am încălzit deja. Că m-am încălzit. Care va fi primul exercițiu, să știe oamenii primul de acasă cu ce vom începe? O să începem cu niște fandări pe care le combinăm cu un exercițiu pentru umeri. Și ok, atunci, cu greutăți. Cu un kilogram astea, poate să ia de acasă două Hai sticle să de și eu. Apă plată. Voi lăsa microfonul jos, că nu voi putea să vorbești, să fac exerciții în același timp. Am să te rog, cât timp facem exerciții, să mai explici tu, o pentru că ai la valiera, să știe oamenii de acasă ce lucrăm. Da. Bun, hai să-i dăm drumul. Ăsta e un exercițiu unde intră picioarele, fesierii și umerii. O să facem fandarea, atunci când facem mersul fandat, avem mare grijă ca piciorul nostru să nu meargă în față, adică să rămână unghi de 90 de grade aici. Da, pentru că foarte mult se duc cu piciorul în față, că atunci mișcarea este mai ușoară, într-adevăr, dar o să te trezești cu niște dureri de încheieturi. Mâinile le ridicăm lateral doar până la nivelul umerilor, iar coatele foarte puțin flexate, da, nu ținem întins, ca spune presiune, doar până la nivelul umerilor. Revenim și schimbăm piciorul. O să facem câte 10 repetări pe fiecare picior. După care vom trece imediat la următorul exercițiu. Nu facem pauză între ele. Pentru că e circuit. Spune. Exact, e circuit cardio și atunci nu avem voie. O să ne odihnim doar între circuite. Facem 10 repetări pe fiecare picior.
Încă trei. Una. Ușor, Ioana. Două. Trei. Acum o să facem niște fandări laterale, dar care sunt mai mult pentru noi femeile, pentru partea asta din interiorul coapselor care pe noi ne supără. Ok. O să coborâm lateral. Întins foarte mult piciorul. Bravo. Ai revenit și în partea cealaltă întins foarte mult. Da, ales doar de echilibru, că o să vezi că dacă nu le ții, o să te dezechilibrezi. Vezi? Pentru aia sunt. Și la fel, facem 10 serii pe fiecare, 10 repetări pe fiecare picior. În general sunt recomandate 4-5 serii. De câte 10 repetări pe fiecare. Deci 4-5 serii de câte 20. Dacă calculezi, ai cam 100 de repetări pe fiecare exercițiu. Nu mai am suflet să calculez. Bun. Imediat după mergem la stepper și facem un exercițiu pentru brațe, pe care îl vom face cu săritură, da? Ca să fie cardio-cardio. Hai că deja... Cu săritură, hai că deja mai am puțin suflu, dar o să meargă. Așa. Bun. Brațele le pui așa, bravo. Și de aici ai cu săritură. Așa? Aia. Dar sar pe stepper, fai mișcarea continuă. Ți-ai ridicat, ai coborât. Pui piciorul ăsta, îl cobor pe celălalt. Îl pui pe ăsta, îl cobor pe celălalt. Așa? Așa. Bun, aia. Acolo. Și brațele în același timp, nu uitele, da? Nu uita. Așa. Facem vreo 4-5 serii de 40 de repetări. Bun. După care ne așezăm pe saltea și o să facem niște fandări, niște flotări. Ok. Cu sprijin pe genunchi. Uite, e mai ușor pentru dormit. Că nu deja ai simt nu ai renunțat. Am obosit un pic până atunci. Spune-mi puțin cât de des vii tu la sală. Cât de des pot și cât de des sunt în București să vin cu Roxana, doar cu ea fac sală. Ea trage de mine, ea mă motivează și ea face zilnic. Dar ce zice ea dimineața când vă treziți și tu n-ai chef să mergi la sală? Ce spune? Cum te spune? Dă-te jos din pat, ce spune? Eu la duc gunoiul. Da. Încălzirea. Încălzirea, hai, fă, până la parter, aduc gunoiul, duc gunoiul, ia, tot așa, fă mișcare cu el. Nu, îmi spune, hai să mergem, trebuie. Bun, haideți să, înainte să... Abdomenul, că nu lăsăm și abdomenul nelucrat, da? Așa, bun. Pentru abdomen. Da, ne așezăm pe saltea, sprijin pe palme. Tragi foarte tare picioarele la piept, după care întinzi. Aia e. Bravo. Astea putem face până simțim că arde foarte, foarte tare. Ce și când arde, ca să ardă la tine. Facem, eu fac vreo 40-50 de repetări. Doamne. Da, și după ce arde, mai facem încă 5. Știi, când simțim că arde, atunci mai facem 5. Asta și că am foarte multe. Da, am foarte multe eleve care chiar țin pasul cu mine și am zile în care eu nu am chef și elevele mele trag de mine. Așa că oricine poate, nu? Speram că te-ai oprit. Nu. Bun, și următorul exercițiu, ne așezăm pe spate cu sprijinul. Palmele le punem sub fesier, da, sprijin pe palme. Și ridicăm picioarele. Mamă, și asta e grea rău. Asta e pentru partea inferioară a abdomenului, da? Colăcelul ăla de sub buric care nu le place nouă niciodată. Care eu am noroc să nu-l am. Da, în general depinde foarte mult de genetic la abdomen și depinde de alimentație, pentru că abdomenul se face în bucătărie. Dacă nu ai un genetic, adică, uite și Ioana nu face prea multe abdomene și are abdomen. Dacă nu ai un genetic care să te avantajeze, niciodată nu o să-ți reușești să faci un abdomen decât în bucătărie. Și ce aș vrea să întreb între timp, cât de important e somnul atunci când vrei să-ți lucrezi corpul, atunci când faci sală? Este foarte important. Deci astea toate merg doar combinate. Alimentație, antrenament, odihnă și hidratare. Fără nu merge. Adică dacă ești obosit și vii la sală, vii degeaba, pentru că niciodată nu se dea corpul tău randament. Și o să faci doar o uzură în corp și atât. Și câte ore de somn trebuie să dormi tu pe noapte sau oricine ca să se poată antrena? Depinde fiecare cât se simte odihnit. Și sunt persoane care după 4 ore sunt super odihnit și sunt persoane care trebuie să doarmă 10 ore. Aha. Eu cred că 7-8 ore e cel mai indicat. De obicei, adică eu cel mai bine mă simt când adorm la ora 11 și mă trez la ora 7. Atunci mă simt mai bine. Adică ultima întrebare, asta e exclusiv pentru voi, domnișoarele. Dacă ar trebui să puneți 5 kg undeva pe voi, unde le-ați pune? Pe coapse, pe fesier sau la bust? Eu fesier. Fesier și tu? Eu, sincer, niciuna, deci ai spus eu pe brațe. Pe brațe? Vrei să fii mai musculoasă? Da, vreau să fiu mai
Hai mă, lasă că arăți foarte bine. Vă mulțumim din suflet că ne-ați primit. Ne întoarcem la voi. Răzvan, Natalia, noi o să continuăm să facem sport aici în continuare. Vlad, dar vreau să mai fac